La Alina plouă. Și afară plouă, plouă și trecut de ora 9. Dar interesantă propunerea pentru o zi ploioasă. Da. Nu? Da, da, da. Hai să vedem. S-a potrivit perfect. Fiate, Regina, o întreabă concurentă dacă se inspiră din piesă. Mami, don't know, nu știu că și-a lăsat copiii acasă, că ce își face de cap, că dacă face asta, ea. Concurentă. Comit o ilegalitate, Raluca. Ei, comiți o ilegalitate? Da. Deci stai că mi-o roagă de foarte mult timp să-i vizez permisul acela pentru a merge la pescuit. Și am uitat. Și acum, când s-a închis sezonul, cel puțin la noi, că nu știu cum funcționează în țară, am zis, măi, mă simt și vinovat. S-a deschis sezonul, la știucă. Nu știu la ce s-a deschis, la ce s-a închis, dar vreau să mergem împreună la pescuit pe Olt. Și practic nu e sezon și atunci... Nu e sezon și zic, ai, dacă facem, mergem amândoi și... Nu e bine ce vreau să zic. Nu e. Vino aici lângă mine, Alina. Milena. Bună, Alina. Aș fi optat probabil pentru... niște bocanci, a avut la un moment dat și au în continuare, nu știu dacă pot să spun brandul, Prada, niște bocanci în stilul acela, adică pe acea arhitectură, da, aș fi mers sau poate aș fi încălțat niște doctori și aș fi schimbat, aș fi pus ceva fără monogram, adică tot un palton, dar fără monogramă. Ah, ok. În rest îmi place. Alina a venit din primele săptămâni cu niște ținute bune, la sigur, simple, cu niște articole din mall. Eu mereu când merg în mall, văd la Alina acele articole. Mă duc într-un magazin din mall și zic, păi eu am văzut asta pe Alina, mă duc asta, adică mereu sunt niște lucruri basic. Și aș vrea ceva mai mult, ceva, o scripire într-o țintă, să mă duc așa cu un mister, să zic, dar oare de ce a pus fusta aia? Suntem plictisite să vedem haine din mall ar puse corect și atât. Vrem niște creativitate. Mulțumesc, fetelor! Să vedem ce spun jurații despre ținută. Du-le soare, Alina. Să aduc soare, corect. Da. Plouă destul afară. Soare că o să fie bine. Exact. Fața lor, te rog. Bună, draga mea! Bună! Am avut impresia, dar deja impresia mea se concretizează în realitate, că ești puțin fiartă pe familia Kardashian, pentru că deja e al nu știu câtelea look care e foarte inspirat din familie și mi se pare că le iei pe rând. Ai avut un look de inspirație Khloe, ai avut un look de inspirație Kim, iar acum pentru mine ești Kourtney. Overall mi se pare un look modern, curent. Văd multe fete îmbrăcate așa, nu spun că e rău, dar spun că este deja pase din punctul meu de vedere. Mi-ar plăcea să aveți puțin mai multă grijă atunci când vine vorba de overall-uri și să încercați pe cât posibil să nu le propuneți excesiv, pentru că overall-urile deja sunt cumva pe dispariție așa din valul ăla. Nu mai eu vreau să mă apuc de ele de acum. Nu mai e valul, începe să se disipe și să dispară cumva din povestea noastră. N-am apucat să le purtăm până acum, eu acum am început să le folosesc. Dar știi cum e, România e destul de în urmă așa față de trendurile internaționale, deci dacă vreți să ne raportăm ceva, niciodată ne raportăm la colega de bancă, v-am mai spus lucrul acesta. Da, dacă tu îmi spui mie că... ținuta se particularizează sau că e un styling sau nu știu ce, eu am să mă transform în știuc. Deși știu că nu comportă neapărat masculin, dar uite, eu pentru tine în seara asta o să fiu știuc. Ok, nu sunt greșeli fatale, deși maniera în care s-a prins această parca nu e neapărat cea mai armonioasă. Dar chiar și așa, nu mi se pare că reprezintă un styling. În picioare trebuia să pui cu siguranță altceva. Ți s-a sugerat de către Milena un bocanc similar. Păi n-am făcut nimic.
Adică seamănă foarte tare cu ăsta, nu e ăla, dar seamănă. În picioare trebuia să pui ceva complet diferit, un alt gen de centură, făceam altceva la păr, adică nu se cum să spun, Alina, nu e un styling care să suscite un tip de interes stilistic, la asta mă refer. Mie mi se pare că tu astăzi meriți să fii încompățită doar pentru că ai plecat de acasă, ai intrat pe ușă, ai condus, ai venit, ai vorbit cu colegele în spate, etc., te-ai coafat ce ați făcut. Pentru că altfel, asta este o ținută cu care, dacă vrei, mergem aici la chioșca din curte de la noi, de la Canal D, și tăvălim un mic, vorba lui pisică-miu, înlânecăm în muștar. Te mai înlânecăm în muștar. Adică putem să facem orice, mai ales că e întâi mai, așa cum ești îmbrăcată, deci putem să facem orice, orice. Da. În afară de să ne prezentăm pe podium la Bravo Astil la începutul săptămânii. Zi ceva în apărarea ta. Păi după, o să spui chiar mă scuz. Deci n-am mai fost capabilă să combin două haine. Dacă tu ai fi avut colant negru, maiou tetra alb, de la cel mai basic și ordinar magazin posibil, din bumbac, o ciocată, ruj negru, ochii bătuți, o clădăraie de păr și o catifea obosită, ticeau ca la gât, din start aveai o ținută. Și o genteică. În seara asta nu. Tip boho dintr-un vintage. Nici nu mă așteptam. Asta era doar o propunere, ceea ce ți-a zis Moris. Adolescentele de acasă să nu înțeleagă faptul că ținută pe coroporul e corectă și nu pot ieși așa lejer undeva. Dar tu astăzi te-ai străduit. Alina, fii atent. S-a resetat tabelul. Da, știu. Ați luat-o de la început, cu steluțele, cu tot. Concentrează-te, pentru că n-ai niciun motiv. Știu, dar pur și simplu asta a fost starea pe care am avut-o. Nu... În seara asta, n-ai stil. Mulțumesc. Eu cred că updatăm abrevierile în mici parca și manele. Ai, Alex, că e prima dată când mine, am venit cu genul ăsta de... De la mine primești un Bravo Astil Sam's de la început, pentru că bifăm un look și îl tăiem de pe listă, da? Și fac asta doar pentru că sunt foarte multe fete care se îmbracă așa și nu trebuie să înțeleagă că e greșit. Da. Dar nu e de Bravo Astil. Știu. Mulțumesc. Vorbește cu cei de acasă, Alina. 3 la 1, 2, 2, 0. Nu pot să zic mai mult. Ce să zic mai mult? Că le mulțumesc pentru toată susținerea, apreciez foarte mult, mă chinui, am avut o ieșire în care am renunțat pe ziua de astăzi la ținută, îmi asum, îmi pare rău și o să revin. Te așteptăm. Mulțumesc!